Doamne, cum va goale? Doamne, iertate, ăștia au comandat, ăștia au creat averi, au devenit milionari. Asta... De seama... Iată întâi iată. Bagă-l în gură. Actualii, unii guvernanți, de fapt, sunt foști. Foștile dosarelor, cei mai acces lider la dosare, mai ales cetățenilor care au avut de suferit, cerem readucerea, întoarcerea dosarelor care au fost evacuate la Tiraspol, la Kiev și la Moscova. Ticutați oameni nevinovați, nu cunosc în ce sunt acuzați, sunt intimidați prin șantaj, că dacă încearcă să stabilească adevărul, de ce au fost ridicat pe secotat, s-a trezit neapărat în timpul persecuției ceva cu drog în casă, cu muniție, sau va fi găsit tipurile că este un proxenet, că este un traficant de carne vie peste hotare, mai ales direcția Turciei. Din aceste condiții, cer vigilență să fie adoptat legea lustrației. Vrem să cunoaștem... Iată! Nu am probleme. După 40, cum te-au bătut unul? Păi nu pe mine, pe părinții mei sau pe bunei mei. Și de ce? Păi că n-au fost. Vezi și ce cuvine, să-l faci pe el în posterioritate. Carnului, spre cei care la ora 8 încă mai vin la servici, dar ne bucurăm că au deschis geamurile ca să se aerisească încăperile în care lucrează și ca să audă mesajul nostru. Suntem Asociația Hyde Park, o asociație de cetățeni liberi, civică, care promovează libertatea cuvântului, dar și accesul la informație. Statul pe care îl ține cu impozite, îl ține cu votul său, îl ține cu prezența în statistici. Noi, ca cetățeni liberi, vă cerem imperativ, elaborați o lege a lustrației, un proiect de lege care poate fi sau cel al agriculturii, sau Ministerul Învățământului, sau Ministerul Justiției noștri, și ca să fie interzis prin această lege accesul în funcții publice pentru cei care au făcut poliție politică. Au făcut parte din KGB, din FSB, din securitate și din aceste funcții au persecutat și urmărit oameni nevinovați. Statul și țara în întregime au ținut-o în stagnare sau chiar au dat-o cu zeci de ani în urma civilizației europene. Trebuie să-i tragem la răspundere sau măcar să le interzicem să ne mai conducă. Ăștia s-au constituit într-un clan mafios, nu clasă conducătoare. De ce să stea ca un cancer, ca niște paraziți în spatele societății, când am putea funcționa democratic, liber, cu oameni imaculați, sinceri, pregătiți profesional, care să ne conducă spre prosperare, spre libertate, spre mai bine? Vrem o schimbare și credem că schimbarea o va face legea lustrației. Cerem guvernului să pregătească acest proiect de lege, astfel, nu la anul, chiar foarte curând, nu doar... Acum mergem în mod organizat, în urma organizatorilor mitingului, spre Parlament și președinție. Mergem pe trotuar, suntem în momentul lui Ștefan cel Mare.
aduceți, vă rog, lozincele și haine sunt pe noi. Nu, 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 nu,